Pandemia de COVID-19 a pus la pământ mai multe sectoare ale economiei, inclusiv cel al turismului. De astfel, acest domeniu a fost cel mai dur afectat de această criză, iar efectele deja sunt resimțite în țară și în întreaga lume. Agențiile turistice din țara noastră sunt puse la grea încercare de coronavirus. Unii turiști își reprogramează vacanțele, iar alții cer bani înapoi. Din cauza pandemiei, aproape în fiecare țară din lume au fost anulate zboruri, iar agențiile hoteliere și-au suspendat activitatea. Agenția Hercules din Drobeta Turnu Severin a înregistrat o scădere a numărului celor care plecau în vacanță cu 80% anul acesta. Dacă ar fi să o luăm din martie, de când a început această criză a turismului românesc, avem un raport covârșitor negativ. Înseamnă vânzări în scădere cu 70% față de anii precedenți, înseamnă vacanțe care au fost anulate pe motivul COVID-19, sunt sejururi care au fost reprogramate pentru anul 2021. E o perioadă foarte grea pentru agențiile de turism. Nu neapărat pentru agențiile de turism, care sunt intermediarii unor unități de cazare, unor tur operatori, companii aeriene. Suntem persoanele care fac aceste diligențe în raport cu client turistul final. Ce să vă spun? E o perioadă grea. E o perioadă grea pentru noi, e o perioadă grea pentru turiștii. Vânzările pentru revelioane, pentru sărbătorile de iarnă sunt în scădere. Dacă anul trecut aveam până la 400-450 de turiști pentru sărbătorile de iarnă, acum avem 10 turiști. Dar cum îi avem? Avem pe etichetă de vacanță și asta este o realitate, pentru că avem și norocul că s-au prelungit datele de expirare a lor și au luat preventiv o vacanță. Dar sunt sigur că aceste vacanțe după cum se estimează, se vor reprograma pentru anul 2021. 2020 este un an turistic eșuat, însă poate anul 2021 va fi unul mai bun. 2021 va fi un an iarăși greu, dar mulți hotelieri din țară au venit cu reduceri de până la 50%. De ce spun doar în țară? Pentru că tot ce înseamnă turism extern este puțin blocat. Sau putem să spunem puțin mai mult blocat pentru companiile aeriene. După cum vedeți, în această perioadă au toate cursele blocate sau la un număr foarte restrâns de pasageri. Dacă se mergea cu aeronavă până la 180, acum merge doar cu 50 de pasageri. Nu că ar fi restricții, dar nu sunt turiști, pentru că și în țările din Europa sunt foarte multe restricții și atunci toți turiștii nu mai vizitează, merg decât turiștii, așa, turiști care au nevoie să meargă în zone respective la muncă sau și așa mai departe. Iar raportându-ne la anul 2021, aș vrea să completez un singur lucru. Turiștii n-ar trebui să fie totuși speriați, domnule, anul 2021 nu facem rezervările, pentru că nu vor pierde banii. În orice condiții, chiar dacă și-au făcut o rezervare cu 50% reduceri în această perioadă, n-am avut niciun turist care să piardă banii. Toți au fost reprogramați, într-adevăr, au făcut și așa s-a întâmplat, a fost o investiție pe care și-o vor recupera la anul, asta fiind perioada actuală. Dar, repet, niciun turist nu a avut de pierdut banii. Printre cele mai afectate sectoare ale economiei de către criza cauzată de COVID-19 sunt turismul, horeca, transportul de persoane și numeroase afaceri au deja probleme, iar riscul de concedieri, insolvență și falimente crește semnificativ, creând efecte în cascadă care ne afectează pe toți.